Știam că este un meci foarte important. Știam că este, va fi un meci sigur diferit din meci că a fost în tur, pentru că acum eu cred că în ultime două etape, Voluntari este o echipă diferită, organizată foarte bine din punct de vedere tactic. Da. Trebuie să ne jucăm meciul nostru și după vedem. Cristi? Ne așteaptă un meci destul de greu, știm cu toții. Toate echipele care vin aici încearcă să scoată puncte și trebuie să fim concentrați, să ne facem jocul și cu siguranță va veni victoria. Întrebări. Credeți că pe evoluția lor și-a pus amprenta Bergodi sau acum, sigur. Acum și-au dat drumul jucătorii care au venit mai târziu la joc? No, eu cred că acum este o echipă încearcă să joace, să construiască ceva. Este o echipă care stă bine în teren. Eu cred că se vede munca de Cristiano, sigur. Au bătut, este adevărat, 2-0 etapa trecută, însă au luat 5 la Cluj și consider eu că au scăpat ușor cu 5 goluri primite. Da, dar în Cluj am început bine meci. Am avut o oportunitate, am luat gol de situație particulare în contraatac, am pierdut minge ceva situație. Pentru mine este o echipă diferită. Sigur, trebuie să fim foarte concentrati și jucăm 100% din top punct de vedere. În Italia v-ați întâlnit cu Bergodi ca adversar? Eu cred nu. Nu mi-amintesc, dar nu. Vă gândeați atunci când ați venit la Craiova că veți întâlni aici în România antrenori italieni pe care nu i-ați întâlnit în Italia? Da, este strană. Ciudat. Este ciudat, dar eu știu că Cristiano aici a făcut treabă foarte bune înainte, dar e normal că este chemat aici pentru acest campionat. Veți avea multe dileme pentru mâine în a face prima 11. Revine și Doncor, nu mai aveți niciunul suspendat acolo pe fund. Revine Mitriță, mijlocașii au jucat bine, atacanții la fel. Da, e bine. Rămâne Mitriță în afara lotului? Nu cred. este bine. Dacă jucătorii pune probleme pentru antrenor, din acest punct de vedere, este foarte bine. Trebuie să mă gândesc și după pot decide. Și sunt primul 11. Cu un joc al rezultatelor în aceste ultime 3 etape, puteți fi de Crăciun pe primul loc. Da. No, știi că pentru mine este important meciul următor. Acum, da, clasamentul este important pentru numărul de puncte noștri, nu pentru poziția acum. Acum pentru mine nu este foarte important. Ați dormit bine azi noapte? Păi rezultatul de aseară. Nu, am dormit bine normal. Nu pentru rezultat. Este normal pentru mine dormi. Bine, reformulez întrebarea. Ați avut o seară frumoasă? Aseară? Nu, repet, eu mă gândesc la echipa mea în acest moment. Nu este foarte important rezultatul de altre echipe, este important drumul nostru. Ce rezultat vă doriți diseară la FCSB cu Viitorul? Nu e o problemă, pentru că sunt două echipe în fața noastră. Dar nu este o problemă rezultatul. Ați aflat că și Inter a intrat în cursa pentru achiziționarea lui Yannis Hagi, Inter Milano. Dorește să-l achiziționeze. Inter? Da. Nu știu. Eu știu că este un jucător foarte bun, dar este un jucător din un'altra echipa. Pentru mine, sunt concentrat sui giocatori mei, nei giocatori di altre echipe. Ha spostato la legatura con il football italiano.
Vi s-a cerut vreo referință despre Yanis Hagi de la vreo echipă din Italia, din oamenii din Italia? Mai bine că se vorbește cu Gica, că cunoște Yanis mai bine de sigur. La ce echipă mare din Italia îl vedeți dumneavoastră jucând pe Yanis? Nu știu. Repet, pentru mine sunt important, repet, sunt concentrat sub jucătorii mei. Eu vedem jucătorii mei au o calitate pentru fac treaba bună. Înainte aici și după, nu știu. Cristi, tu ai avut o seară frumoasă aseară? Da, ai mers la restaurant? O seară normală, nu așteptăm să se încurce celelalte echipe. Trebuie să obținem noi puncte, asta este important. Să câștigăm noi meciurile, nu degeaba pierdi dacă noi facem pași greșiți. Noi ne vedem de jocul nostru și de treaba noastră, nu așteptăm să pierdă echipele din fața noastră. De Crăciun, hibernați pe locul întâi, așa cum spunea? Nu știu pe ce loc vom fi, dar trebuie să câștigăm până de Crăciun. Trebuie să câștigăm meciurile. Ce rezultat ți-ar conveni de seara? Nu știu, nu vreau să spun un rezultat, vreau să câștigăm noi mâine și cred că asta contează. Tu visezi la echipa națională? Tu îți dorești? Orice jucător român cred eu că visează la echipa națională. Normal că îmi doresc, dar trebuie să muncesc mult și doar prin evoluțiile mele pot ajunge. E cel mai frumos moment de când ești la Universitatea Craiova? Acum? Cel mai frumos moment? Nu știu. Acum am avut o perioadă foarte bună în care am jucat mult. Cel mai frumos moment cred că a fost câștigarea cupei. Devi nașul ilfovenilor? Ai făcut cele mai bune partide împotriva formațiilor din... Da, devin naș. Nu știu dacă devin nașul lor. Trebuie să joc la fel de bine și să câștigăm meciul. Ai văzut cum este starea terenurilor în Besarabia din țară? Cum crezi că va fi acum pe Ion Oblemenco, ținând cont că au fost zile frumoase, călduroase? Da, cred că acum terenul nostru arată destul de bine. Avem și condiții față de celelalte stadioane. Chiar și sinteticul de la Chiajna a înghețat a doua repriză și era destul de greu să joci, dar cum ați zis, aici a fost vreme frumoasă, sper să fie și mâine și să nu avem probleme cu gazul. Curios este că la Chiajna ați părut voi mai familiarizați cu terenul artificial decât gazdele. Da, nu, ne-a zis și mister și înainte de meci să fim foarte conectați și foarte concentrați pentru că diferă gazonul și cred eu că am intrat determinați și asta a făcut diferența. Pare să spriască tare mult luna decembrie, luna cadourilor. Și anul trecut, tot în luna decembrie, ai dat primele goluri la Craiova și acum primul gol al sezonului tot în luna decembrie. De acum înainte poate știe și domnul Mangea, te va folosi doar în decembrie. A venit cam târziu acest gol, dar sper să încep de aici și să marchez în continuare, să ajut echipa. Explică-ne, te rog, acel gest de după gol cu mâna la tâmplă. Nu poate explica! De ce? Este un lucru intern, ca să zic așa, din vestiar, din ce ne spune și mister și... Am vorbit și înainte de meci cu preparatorul fizic și trebuie să jucăm cu cap. Ai gândit acea fază? Nu știu cum s-ar explica. Am gândit. Cum am zis, este un lucru din vestiar, este al nostru și trebuie să rămână acolo. De ce nu poate explica domnul Mangea? No. I-a spus ceva și a făcut ceea ce i-a cerut? No, nu este nimic de particular. Da, este glumă. Vă bucurați că n-a plecat până la urmă?
se vorbea de împrumut, Botoșani, Voluntad, Chiajna, AC Milan, Inter. Așa este, așa este fotbal. Am vorbit cu toți jucătorii, am pus de multe ori situația de Cristi. Cristi a fost un jucător care înainte a jucat puțin și după a meritat de fi în lot și în primul 11. Așa este. Nu a vorbit mult, a lucrat. Acum așa este. Deci un exemplu bun de luat în vestiar, nu? Eu cred că este un exemplu bun pentru toți jucătorii. Dacă nu ne puteți explica gestul lui, ne puteți explica sau ne puteți spune dacă e adevărat că Piliaceli a vrut să bate el penaltiul? No. S-au văzut gesturile pe TV, deci pe cameră. În momentul în care Cristi a obținut penaltiul, întreba spre bancă dacă merge el. No, nu cred. Cu mine nu, pentru că dacă m-a întrebat pentru mine, i-am zis, nu, stai acolo. No. A fost în teren Colic, am zis că este Colic. Domnule Mangia, aveți lotul întreg la dispoziție, dar vine un meci acasă și ținând cont de ultimele partide, de ultimele arbitraje, vă este teamă pentru partida următoare? Simplifică arbitrul 11 de viitor? Nu, eu nu mă gândesc de situația de arbitri. Trebuie să fim concentrati pentru meciul. Eu cred așa. Nu sunt alte probleme. Chivulete, ce că va arbitra? nu știu cine va fi arbitru. No, repet, nu este un problemă. Pentru mine este un problemă doar că pentru mine echipa mea nu este respectată. Avem doi arbitri. Așa este. Dacă este așa, este un problemă. Eu cred că Craiova este un echipă că trebuie să fie respectată în fotbal. Ați dori să fiți arbitrat de un arbitru din Craiova? Avem doi centrali, Corțescu și Găman. Da, nu știu aceste regule de arbitri, că nu poate alte club este posibil, dar nu sunt probleme, repet, nu este un problemă pentru mine. Dacă în teren protagoniștii sunt jucătorii, pentru mine este tot perfect. Mai sunt întrebări? Dacă okay. Nu vă mulțumim. Mulțumim.